Am știut de la început că anul 2020 va fi un an al provocărilor, cel puțin pentru mine. Trebuia să reînvăț lucru în echipă împreună cu fratele Ovidiu. Ce nu mi-am putut însă imagina era felul în care lecția aceasta trebuia să o învăț într-un context de pandemie. Am început anul entuziaști, am planificat împreună și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să alegem ca și moto pentru biserică gândul lui Ieremia de a-L căuta pe Dumnezeu cu toată inima. Am început să planificăm predici în care să vorbim despre ce înseamnă ca prin discipline spirituale să-L descoperim pe Dumnezeu în cuvânt, în rugăciune, în părtășia bisericii și în mărturia în afară. În felul acesta a traversat o perioadă de rugăciune în care ne doream ca Dumnezeu să cheme mai mulți oameni alături de noi ca să implementăm această viziune a bisericii. De aceea am început să planificăm activități pentru diverse grupe de vârstă, astfel încât motoul ales al bisericii să-și găsească implementarea potrivit cu fiecare grupă de vârstă din adunarea noastră. Dar gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Dumnezeu a ales din nou să ne surprindă. Și dintr-o dată toată activitatea noastră, toate planurile noastre s-au oprit brusc. Și dintr-o dată, cu întreaga lume, ne-am trezit într-o altă realitate pe care nu ne-am imaginat-o. În general, ne trăim cu toții viața sub tirania urgentului, dar nimeni n-a fost pregătit pentru această realitate a stării de urgență. A fost pentru prima dată când bisericile s-au închis. Nici bătrânii noștri n-au trăit așa ceva. Nici comuniștii n-au reușit să închidă bisericile. N-am cum să uit duminica din 15 martie când, împreună cu Andrei, cu Ovidiu, ne-am adunat în locul acesta. Era prima dată când n-aveam un serviciu duminică dimineață. Aveam sentimentul cumva că a încetat jertfa necurmată. A fost ziua în care am stat împreună, ne-am rugat împreună, am încercat să-i facem și pe ceilalți părtași la bucuria noastră de a ști sigur că nu s-a stins lumina în locul acesta. Atunci a trebuit să-mi pun serios întrebarea. Ce înseamnă să existi ca biserică fără să poți veni la biserică? Și am început să învățăm. Am învățat să petrecem mai mult timp cu familiile noastre. Am învățat să ne prețuim mai mult. Am învățat să prețuim părtășia bisericii, acum când nu o mai aveam. Am învățat că închinarea este în primul rând un act personal între noi și Dumnezeu și că ne putem închina chiar într-o biserică goală, conștienți că Dumnezeu ne vede acolo unde suntem, căci totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem de-a face. Am învățat să cântăm solo-uri, încercând ca împreună solo-urile noastre să devină un cor. Am învățat să predic unei săl goale. N-a fost un lucru simplu, pentru că, deși știam că totdeauna trebuie să predic prin credință, nu prin vedere, acum, de data aceasta, trebuia să cred cu tărie că frații și surorile chiar urmăresc mesajul meu, deși nu puteau oferi nimic în compensație ca suport, rugăciune sau o privire atentă. Am învățat să fim creativi și să folosim tehnologia pentru slava lui Dumnezeu, să comunicăm pe WhatsApp sau să ne vedem împreună pe Zoom. Am învățat în această perioadă să mă bucur cu cei ce se bucură, așa că cred că am fost prima biserică care am făcut o nuntă în vreme de pandemie. Am învățat de asemenea să plângem cu cei ce plâng, chiar dacă n-au putut să fie toți prezenți. În felul acesta am încercat să ne adaptăm noi situații, rămânând însă aproape de cei care se bucurau
și tot aproape de cei care plângeau. Am învățat că o mască nu poate opri zâmbetul și că o mască nu poate opri proclamarea. Opusul adevărului nu este doar minciuna, ci și tăcerea. Am învățat că Dumnezeu nu doar îngăduie suferința, dar ne și pregătește pentru ea. A fost exact anul în care am planificat împreună ca biserică, cu mult timp înainte să știm ce va urma, să studiem Cartea Iov, învățând despre cum anume trebuie să trăim sfinți în contextul suferinței. Am învățat să stăm în izolare, nu pentru că vrem să fugim de frați, ci pentru că iubim pe frați. Am învățat să ne arătăm dragostea oferind daruri celor care au mai puțin parte de astfel de lucruri. De asemenea, am învățat să ne rugăm pentru biserica persecutată și să înțelegem că așa cum alții s-au rugat pentru noi, a venit vremea ca și noi să ne rugăm pentru alții. Acum, ne rugăm nu doar ca Domnul să oprească pandemia, ci ca la sfârșitul pandemiei să fi citit mai mult cuvântul, să ne fi rugat mai mult, să-L fi mărturisit pe Domnul, iar lecția izolării să ne determine să iubim mai mult părtășia unii cu alții. Să ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El. Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la o nouă ediție, bineînțeles cu o nouă temă și cu un invitat deosebit. A spune de departe, dincolo de Munții Carpați, spunem bun venit domnului lector universitar dr. Ovidiu Hanc, profesor la Universitatea Emanuel din Oradea și pastor la Bisericii Baptiste Dragostea din Arad. Ovidiu, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, mă bucur să ne vedem, să ne revedem, să fiți binecuvântați și dumneavoastră și cei care ne urmăresc. Mă bucur că am avut posibilitatea să facem această emisiune pe o temă pe care, aș spune, o tratăm de ceva vreme, și anume problema aceasta pandemiei, și am încercat de-a lungul timpului să o tratăm din multe unghiuri, din punct de vedere medical, din punct de vedere al, să spunem, modului de viață, al bisericii, al vieții de zi cu zi, al familiei, al închinării, al cinei Domnului. Practic, din punct de vedere al conținutului această temă, vreau să spun că a fost atât de mult tratată și pusă în mass media, inclusiv la noi aici, la ProDocens. Astăzi vom vorbi despre lecții în pandemie pentru biserică. De unde vine această temă? E practic rodul unui clip pe care l-am primit de la tine, practic un clip făcut de biserica voastră, de Biserica Baptistă Dragostea din Arad, în care în aproximativ 7 minute se prezintă mai multe idei despre ceea ce a însemnat pentru voi ca biserică și ce ați învățat voi din această pandemie. Ați numit-o practic lecții în pandemie pentru biserică, de unde și eu m-am inspirat pentru tema din seara aceasta. A fost un clip care mi-a plăcut foarte mult și clipul tocmai l-au vizionat și telespectatorii noștri, așa că practic va fi structura pe care o vom discuta în seara aceasta. Ce mi-a plăcut foarte mult este că primele minute arată așa o stare de optimism, de bucurie, câteva imagini de la trecerea anului, primele zile ale anului 2020, după care urmează la un moment dat și ești tu chiar acela care zice, spune, dar, și apoi urmează lecțiile pe care le-am învățat. Hai să vedem de unde v-a venit ideea aceasta și cum vezi tu până la urmă toată această perioadă și de unde crezi că au venit aceste lecții? Aceste lecții au venit pe fondul frământărilor care au apărut și au apărut inerent odată cu pandemia care a cuprins întreaga lume. Să încep cu anul trecut. Am început anul, așa cum probabil ați putut și viziona,
cu foarte mult entuziasm, ca și biserică, de obicei, că vorbim de un an, oarecum de la începutul anului sau un an în care începem de la începutul școlii, avem o perioadă în care, ca și biserică, gândim activități noi, gândim proiecte noi și ce rămâne ca și provocare pentru noi este ce să facem ca și biserică, care sunt planurile, care sunt provocările, care sunt direcțiile în care am vrea să mergem ca și biserică. E ca și biserică, Biserica Baptistă Dragoste, împreună cu fratele Onisim Ladin, păstorul bisericii, am gândit să ne îndreptăm atenția spre Ieremia 29:13, un verset care spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ei, gândul nostru a fost cum să-L căutăm pe Dumnezeu și am început cu activitățile, am început să ne rugăm, urma să avem și adunare generală pentru alegerea de un nou comitet. Ne rugam deja, am pus o perioadă specială de post și rugăciune ca Dumnezeu să ne călăuzească înspre oamenii cei mai potriviți și am avut întâlniri cu tinerii, cu grupul de familii și am început așa cu mult entuziasm, cumva încercând să implementăm acest verset: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Acum, ne putem pune întrebarea: noi chiar îl căutăm pe Dumnezeu sau căutarea de Dumnezeu e doar o lozincă? Pentru că dacă ne întrebăm unii pe alții, îl cauți pe Dumnezeu? În general spunem da, îl căutăm pe Dumnezeu. Dar oare se întâmplă lucrul acesta în viața de zi cu zi? Și aș vrea să vă dau un exemplu. În urmă cu vreo 10 ani, aproximativ, 2011, dacă nu mă înșel, a apărut un articol chiar în anul imediat următor, în New York Times, în care o companie din Statele Unite, care avea o bază de date cu clienți, a început să trimită reclame și la un moment dat a trimis unei fete adolescente, unei fete de liceu, reclame cu pătuțuri, hăinuțe de copil și așa mai departe. Tatăl, primind aceste reclame în poștă, a mers la această companie foarte deranjat că o astfel de companie îi trimite aceste reclame. Și când s-a dus la manager, s-a uitat în baza de date și, într-adevăr, în baza de date, aferent contului acelei adolescente, erau trecute lucruri de genul acesta. Și-au cerut iertare, au retras acele lucruri, ca după câteva săptămâni, acel bărbat s-a întors și a spus: vă rog să mă iertați, eu nu am știut, fiica mea de liceu chiar era însărcinată și în baza căutărilor ei, această companie, în baza unor algoritmi în care ei spuneau o persoană însărcinată caută în general pătuțuri, hăinuțe și așa mai departe. Compania și-a dat seama în baza algoritmilor ce anume caută fetița, acea fetiță tânără adolescentă și și-au dat seama în baza acelor algoritmi că fetița este însărcinată. Acum, ce ne spune acest lucru? Este interesant că în baza unor algoritmi știe Google, știe alte motoare de căutare, știu motoarele de căutare în baza algoritmilor ce anume căutăm. Și atunci se pune întrebarea: știe oare algoritmul de la Google în baza căutărilor mele că eu îl caut pe Dumnezeu? Pentru că realmente lucrurile astea se știu. Că n-am cum să îl caut pe Dumnezeu o săptămână întreagă și să spun că îl caut pe Dumnezeu, dar în căutările mele pe internet nu se vede lucrul acesta. Ei, asta a fost gândurile de la care am pornit cu întreaga biserică, cum să-L căutăm practic pe Dumnezeu, până când a venit duminica din 15 martie. Duminica destul de dificilă, pentru că a fost prima duminică în care am fost așa izbiți de o nouă, să spunem, metodă de a trăi viața. Pe lângă alte vești pe care le vedeam la televizor, pe care le mai citeam pe social media, într-adevăr, a spune că ne-au luat pe nepregătite și mai ales mulți dintre noi
nu am fost gata să acceptăm în primul rând noua situație. Deci prima problemă pe care am avut-o, prima provocare înainte de a învăța lecția, a fost lecția aceasta a neacceptării. De ce să se întâmple și la noi? Știam de undeva, cam din ianuarie, cel puțin unii chiar din decembrie, vedeam ce se întâmplă în China, deja se raporta la știri despre problemele de acolo, dar nu ne gândeam că atât de rapid poate să ajungă în Europa și mai ales în România. Aici este marea întrebare pe care, și ca să spunem, marea provocare pe care Dumnezeu ne-o pune câteodată în față, ca lucrurile care ne separă atât de îndepărtate și care probabil nu ne gândim că ne vor atinge vreodată să ajungă mult mai repede ca noi. Și atunci și noi încercăm să răspundem cu o acceptare din partea lui Dumnezeu. Ar fi nedrept să acceptăm numai lucrurile bune din partea lui Dumnezeu sau cu neacceptare și o împotrivire și aș spune câteodată chiar revoltă, mai ales că au fost cazuri de oameni care chiar s-au îmbolnăvit în perioada aceea. Da, au fost persoane care, multe persoane care au decedat în dreptul bisericilor, sunt mulți frați păstori care au fost chemați acasă la Domnul și provocările nu au fost puține pentru biserică. Un lucru pe care l-a făcut pandemia a fost să ne provoace să ne redefinim eclesiologia, să redefinim conceptul de biserică. Ce înseamnă să fim o biserică? Pentru că de foarte multe ori mergeam la biserică și gândeam în termenii aceștia, mergem la biserică. Ei, data de 15 martie 2020 a fost prima duminică în care porțile bisericilor pur și simplu s-au închis, toată lumea a fost acasă și dintr-o dată n-am mai putut merge la biserică. Așa că provocarea la nivel eclesiologic, la nivel de biserică a fost aceasta. Am fost nevoiți să redefinim biserica, să ne redefinim și să ne reîntoarcem practic la Scriptură, în încercarea de a redefini biserica, să descoperim nu ce înseamnă să mergem la biserică, ci ce înseamnă să fim biserică. Noi suntem biserică dacă suntem parte din trupul lui Hristos. Dacă nu e duminică și nu mergem la biserică, ce se întâmplă cu noi în restul săptămânii? Și dintr-o dată am fost provocat să gândim în termeni în care noi suntem biserica lui Hristos în fiecare zi. Noi nu mergem la biserică și dacă acea clădire este închisă, nu mai este biserică. Nu, biserica este biserica lui Hristos. A fost înființată prin coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, când a luat ființă biserica și de 2000 de ani biserica există nu din duminică în duminică, ci în fiecare zi a săptămânii. Așa că în acest context am fost provocați să ne gândim și o primă lecție pe care am avut-o noi ca și păstori și în general toți păstorii, majoritatea păstorilor începând poate din biserică sau de acasă folosind tehnologia, folosind un telefon sau o cameră video, am încercat să transmitem mesaje și în felul acesta am învățat cum anume putem să ne slujim unii pe alții, așa cum spune și Cartea Evrei, capitolul 3, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, adică în biserica primară exista o interacțiune zilnică și asta trebuie să redescoperim noi, să redescoperim telefoanele, să redescoperim relațiile, să redescoperim timpul de familie, să redescoperim faptul că slujirea noastră este în primul rând o slujire înaintea lui Dumnezeu. Ca și păstori, într-adevăr, a fost ceva realmente nou. Eram la biserică împreună cu fratele Onisim și predicam unei biserici goale, unei săli goale. Dar a fost momentul în care a trebuit să reînvățăm faptul că trebuie să slujim prin credință, nu prin vedere. Și realmente prin credință predicam în speranța că mesajul nostru ajunge acolo, că mesajul nostru e o îmbărbătare pentru cei care ne ascultă și cu nădejdea că ceea ce ne dă Domnul ca și mesaj din partea păstorilor către biserică ajunge acolo și e o încurajare pentru membrii bisericii.
Ovidiu, înainte de a continua, hai să vorbim puțin despre tehnologie. Mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care l-ai dat cu motorul de căutare Google. Așa se întâmplă. Acum este suficient să discutăm despre ceva și să avem telefonul lângă noi și reclamele încep să apară pe Facebook sau știu chiar pe Google. Așa că suntem într-o era comunicațiilor. Vreau să fac o mică, să spunem așa, o mică întrebare către tine. Știind că înainte de pandemie au fost biserici și, bineînțeles, credincioși, chiar păstori, care nu au avut o relație chiar atât de prietenoasă cu tehnologia și mulți dintre ei au fost luați prin surprindere, practic s-au văzut legați la mâini și la picioare, n-au mai putut comunica. Chiar mi-a plăcut că în clip spui că au învățat să folosească WhatsApp și cei care nu știau să folosească a trebuit să învețe ca să intre pe grupul bisericii și multe alte aplicații. Deci au fost o categorie de lucrători care au fost total împotriva tehnologiei, împotriva Facebook-ului, împotriva a tot ce înseamnă transmisiunile live. Vreau să spunem cum ați procedat voi înainte. Voi sunteți situați în Arad, în vestul țării, o zonă destul de dezvoltată din multe puncte de vedere. Cum ați avut înainte de pandemie și apoi dacă ați făcut, a fost nevoie de vreo schimbare majoră, cum s-a întâmplat în multe lucruri? Adică vreau să spun că toate companiile acestea care vindeau camere de luat vedere, sisteme de transmisie live, au făcut vânzare foarte bună cu bisericile în perioada aceea, au fost nevoiți și, bineînțeles, chiar cu telefoanele mobile, laptopuri și au fost nevoiți. Cum ați fost voi înainte și apoi în timpul acestei perioade? Tehnologia este un dar de la Dumnezeu. Tehnologia și în Scriptură avem cuvântul tehne, tehnic, de unde avem conceptul de tehnologie, dar avem acest cuvânt folosit și în dreptul argintarilor, care erau meșteșugari în folosirea tehnologiei și făceau tot felul de zeități. Același termen îl avem folosit și în dreptul lui Pavel, care era făcător de corturi, creia, construia corturi, cosea sau eu știu cum ce însemna acel meșteșug al facerilor de corturi. Așa că vedem în Sfânta Scriptură tehnologia folosită și pentru diavolul, tehnologia folosită și pentru Dumnezeu. Dar ceea ce vedem în lucrarea diavolului este faptul că diavolul nu face decât să ia din lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu și să le distorsioneze. De aceea, noi trebuie să răscumpărăm lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu. În ce privește tehnologia, într-adevăr, de multe ori și frați, păstori sau biserici, în general, suntem destul de rezervați în ce privește partea asta a tehnologiei. Nu e ușoară tehnologia. Mânuirea tehnologiei și folosirea tehnologiei necesită o anumită îndemânare, necesită anumite costuri, așa că uneori, pur și simplu, acest capitol a fost lăsat deoparte și trecut așa în subsidiar, dar pandemia a readus în atenție nevoia folosirii tehnologiei într-un mod în care Dumnezeu să fie glorificat. Așa că păstorii, pur și simplu, cu costuri minime în multe cazuri, pentru că astăzi să faci un streaming live pe Facebook, n-ai nevoie de infrastructura unor biserici mai mari care își permit camere de filmat de o anumită rezoluție. Pur și simplu te poți filma acasă cu un telefon, transmiți pe Facebook, așa că am fost nevoiți să descoperim lucrul ăsta. Evident că poate vine la pachet cu o anumită disciplină pe care trebuie să ne asumăm. De exemplu, văd folosirea WhatsApp-ului ca și o provocare în care noi trebuie să învățăm ca și societate, nu doar în biserică, dar ca și societate, cum anume să folosim, de exemplu, grupuri de WhatsApp. Pentru că văd în grupurile de WhatsApp ale cu părinții de la școală, se postează un anunț și apar după aceea vreo 25 de mulțumesc, 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 mulțumesc sau
pui un motiv de rugăciune și toată lumea amin, amin, amin și uneori poate fi deranjant, așa că trebuie să învățăm cum anume să răspundem cuiva în privat. De dragul fratelui sau celui de lângă mine pe care îl iubesc și nu îl pot deranja cu 25 sau 20 sau 30 ceva de aminuri sau slavă Domnului sau mulțumesc sau la mulți ani. De aceea noi trebuie să învățăm aceste aspecte în ce privește tehnologia și pandemia COVID care ne-a aruncat, mai ales în prima perioadă, în perioada de urgență, ne-a catapultat în online, pentru că eram acasă și nu aveam altă metodă de interacțiune unii cu alții, ne-a provocat să ne regândim raportarea la tehnologie și să căutăm moduri creative de a folosi tehnologia pentru slava lui Dumnezeu. Excelent, slavă Domnului, și am văzut că stăpâniți foarte bine tehnologia și clipul acesta e de o calitate foarte bună și cu impact, bineînțeles. Și ne dorim ca biserica să se implice cât mai mult și în zona aceasta și, practic, asta ne dorim să facem și noi și asta încercăm, de fapt, să facem. Să fim aceia care se duc și în zona aceasta a oamenilor care trăiesc în zona virtuală, în lumea virtuală. Noi știm că... Să știți că... Apropo de misiologie, ai spus de eclesiologie, a spune că inclusiv misiologia se poate redefini cu această situație. Exact, și tocmai în direcția aceasta am venit cu această abordare care, din nou spun, nu e confortabilă. Această abordare în care trebuie să căutăm să transmitem mesajul Evangheliei și pe această cale a internetului, a tehnologiei. Și în felul acesta, inclusiv misiologia noastră trebuie să nu să ne o redefinim, ci să ne o ajustăm și în ce privesc canalele tehnologice pentru a-L prezenta pe Hristos ca și Domn și în online. El, Iisus Hristos, este Domn peste toate lucrurile și peste internet. Diavolul folosește internetul ca și o unealtă pentru împărăția Întunericului. Noi trebuie să dezvoltăm, să ne dezvoltăm ca și metodologie înspre zona aceasta de online. Și vă spun, când am venit, când ne-a dat Domnul lumina asta și gândul, hai să facem un videoclip care să însumeze experiența bisericii și să sumarizeze experiența bisericii, dacă punem totul cap la cap de la primul gând pe care l-am avut până la momentul în care s-a finalizat și i-am dat drumul acelui videoclip, n-a fost puțină muncă. A fost muncă multă, a fost muncă în echipă, ceea ce a dus la o dezvoltare a întregii echipe și la provocări noi, în care am învățat mai întâi noi să stăm și să ne analizăm cum a lucrat Domnul în viața noastră, ce am învățat ca și biserică. După aceea, cum putem comunica lucrul acesta? Tehnic vorbind, cum anume să realizăm? După aceea a trebuit să facem coloana sonoră. Era foarte simplu să fi căutat o piesă instrumentală sau două, trei piese instrumentale și să le pune ca și fundal. Dar am spus, nu, vrem să fie o producție a bisericii. Așa că am vorbit cu cei care au dar muzical și i-am rugat să, și sunt foarte dăruiți din punct de vedere muzical, i-am rugat, uitați ce vrem. Vrem o parte cu muzică frumoasă, dinamică, după aceea o parte cu muzică într-o cheie minoră oarecum și după aceea în partea a treia a videoclipului din nou o muzică mai dinamică și piesa aleasă a fost Sprijin mie Hristos, așa că toate lucrurile astea puse cap la cap au venit cu provocări, au venit cu ore și seri și poate chiar nopți în care cineva a stat în fața unui computer și a trebuit să buchisească secunde, să pună împreună track-uri, să pună împreună elemente, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia asta și asta a fost o altă lecție pe care am învățat-o. Să folosim tehnologia pentru slava Domnului. Creativ, pentru că nu vom ajunge la inima unor tineri sau unor vârstnici, pentru că sunt departe de noi, fizic vorbind,
sau și dacă sunt aproape, să zic, dacă sunt în Arad, s-ar putea ca doar pe această cale să ajungem la inima lor și acest mijloc să fie un cârlig pentru a-i trage oameni spre biserică. E vorba de biserica pe care o slujim, Biserica Dragostea sau o altă biserică, dar să fie Biserica lui Hristos, unde Hristos este glorificat și Evanghelia este proclamată. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu și de acum încolo să facem. Ovidiu, uitându-mă la mesajul vostru, mi-a tras atenția un cuvânt cheie pe care îl folosesc de mai multe ori de-a lungul, să spunem, acestui clip, și anume cuvântul părtășie. Vorbim de lipsa părtășiei, apoi de părtășia în familie, prețuirea părtășiei, da, comparând cele două situații, înainte de pandemie și după pandemie. De ce ați fost atât de interesat să discutați în acest clip de câteva minute, în care ați putut spune multe alte lucruri, să accentuați aspectul acesta al părtășiei? Părtășia bisericii este o părtășie în care trebuie să existe interacțiune. Și momentele de separare sunt momente nenaturale pentru o biserică. Noi ca și biserică suntem creați, așa, aceasta este menirea bisericii, să ființăm împreună. Dacă ne gândim inclusiv la nunta mielului, vom fi într-un cer nou, într-un pământ nou, vom avea tot universul la dispoziție, dar nu vom fi răspândiți fiecare să-și ia o planetă și să stea unde vrea, ci vom fi împreună la masă, vom fi împreună la masa însemnând concept de părtășie, vom fi împreună cu mielul, cu Hristos Domnul. Aceasta este naturalețea bisericii. În momentul în care a venit pandemia COVID-19, am fost afectați în această relaționare, dar pe de altă parte, cum spune și Pavel în Romani capitolul 8, când spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, termenul folosit acolo este sun ergei, sun ergo, lucrează împreună. Noi avem două cuvinte, în textul original este un singur cuvânt. Dumnezeu poate lua două lucruri rele și puse împreună să producă ceva bun. Vă dau exemplu, clorura de natriu. Clorul este toxic pentru noi, sodiu este toxic, dar în fiecare zi folosim în bucătărie sarea de bucătărie, clorura de natriu. Iată un exemplu în care două elemente care luate separat sunt dăunătoare trupului nostru, puse împreună dau gust, e ceva benefic pentru noi. Ei, Dumnezeu poate să ia tragedie cu tragedie și pandemie cu izolare și cu toate puse astea împreună să producă ceva bun. Și apropo de părtășie, un prim lucru pe care Dumnezeu ne-a făcut să-l învățăm e să prețuim mai întâi de toate părtășia în familiile noastre. Că am fost literalmente încuiați în casă și am fost nevoiți să petrecem timp cu copiii noștri, să petrecem timp cu soțiile noastre, să petrecem timp în familiile noastre, pentru că de foarte multe ori spune că punem accent pe părtășie, dar suntem așa deprinși să alergăm, să oferim copiilor noștri ceea ce n-am avut și uneori uităm să le oferim ceea ce am avut, acea credință în Dumnezeu, dar noi suntem foarte ocupați. Uneori în lucrarea pastorală sunt frați păstori care aleargă pentru lucrarea Domnului și copiii sunt neglijați. Văd în ce mă privește provocarea asta și faptul că mă rog Domnului, Doamne, dă-mi înțelepciune să țin echilibru, să nu îmi neglijez copiii care trebuie și ei păstoriți, păstorindu-i pe alții, pentru că ajung, cum îi spune Pavel lui Timotei, așa de ușor pot ajunge în ipostaza în care să-mi pierd credibilitatea dacă nu învăț, îmi păstoresc mai întâi casa și familia mea. Pavel îi spune, dacă cineva nu știe să-și rânduiască bine casa lui, cum va avea grijă de casa, de biserica lui Dumnezeu? Așa că acest timp de părtășie
ca și familie a fost un timp de părtășie extrem de valoros. În al doilea rând, ne puneam întrebarea, oare cum va fi prima duminică când ne vom revedea? Evident că lucrurile astea vin la pachet și cu, și cu ispite, pentru că așa de ușor, dacă am început să ne obișnuim să stăm acasă, putem să ne dezobișnuim să venim la biserică. Și pandemia asta poate fi, pe de o parte, o binecuvântare, în lipsa părtășiei cu frații, să spun, abia aștept să merg la biserică, sau să aplic greșit pandemia și să spun, măi, dar a fost interesant. Nu mai bine stau acasă, pornesc televizorul, pornesc computerul și mă uit la părtășie de acasă, din confortul de acasă, îmi iau cafeaua. Dragii mei, oricât de benefic ar fi tehnologia, în ultimă instanță, tehnologia nu poate suplini părtășia. Tehnologia poate sprijini părtășia, dar nu poate suplini părtășia. Așa este și întotdeauna am atras și noi atenția de aici, de la pupitul acesta, că oricât de promotori am fi noi al evanghelizărilor, al transmiterii mesajului, al apărării și promovării valorilor creștine folosind media, nimic nu se compară cu socializarea aceasta sau părtășie, ca să spun, folosesc un termen mai familiar nouă, părtășia aceasta față către față, în biserică, în comunitatea noastră, în familia noastră, în cercul nostru de prieteni, în grupul de rugăciune sau grupul de casă. Deci sunt lucruri pe care nimic nu le poate înlocui. Într-adevăr, le poate ajuta, le poate suplini în caz de nevoie, dar nu le poate înlocui. Foarte interesant și slavă Domnului că ați înțeles adevărul acesta, că părtășia trebuie să rămână atunci când se poate, cu limitările, cu, să spunem așa, cu pauzele acestea, că unii au mai redus din servicii, alții au redus timpul serviciului de duminică dimineața sau au împărțit pe grupe, dar până la urmă părtășia aceasta față către față trebuie să continue. Ovidiu, trecem la un capitol, la un alt capitol foarte important. Mi-a plăcut acolo că la un moment dat apare în clip o mașină așa plină cu de toate și vreau să vorbim puțin despre activitatea socială a bisericii. Noi știm că biserica, pe lângă faptul că este locul unde oamenii vin la părtășie, se închină lui Dumnezeu, stau împreună, cântă, se roagă, plâng cu cei ce plâng, se bucură cu cei ce se bucură, este și locul unde găsește alinare. Și biserica joacă și rolul acela de, să spunem, instituție până la urmă, instituția lui Dumnezeu, prin care se intervine atunci când este nevoie de asistență de diverse forme. Și aici mă refer de la ajutorarea bătrânilor, orfelinate de copii, educație, școli. Chiar dacă vorbim despre școala duminicală, chiar mă întreb cum ați reușit să mai faceți, dacă ați reușit să faceți ceva. Ajutorarea. Pentru că am văzut că multe biserici s-au implicat și inclusiv voi ați excelat în partea aceasta a, să spunem, ajutorului acesta material, spiritual, pentru cei care au, într-adevăr, au avut nevoie. Sunt oameni care n-au putut să iasă din casă nici măcar să-și iau pâine, fie datorită unei stări de boală, fie unei, știu eu, bătrâneți care, toți trecem pe acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum ați reușit să vă organizați? Că multe provocări au fost la organizare. Da, aș nuanța puțin aici, în această dimensiune socială, instituțională, aș nuanța în sensul de biserica este un organism și elementul de organism dă acel simțământ. Biserica trebuie să fie un trup care simte. Într-o instituție totul poate deveni extrem de tehnic. Într-un organism
se produce și un element al simțământului. Cum a poza pe care o ați văzut-o în videoclip, este poza în care o parte din cadourile pe care le-am făcut, le-am îndreptat înspre fratele David Chideșa și lucrarea pe care dânsul o face în Ucraina. Am mai trimis cealaltă parte înspre Oltenia. Undeva în perioada din noiembrie sau începutul decembrie, și am venit cu următoarea provocare. An de zile în România am primit acele pachete shoebox, pachete în cutii de pantofi, de la Operation Christmas Child, de la Samaritan's Purse sau alte lucrări care ba din Anglia, ba din Statele Unite, au venit pachete, dar ne-am pus întrebarea, oare noi nu putem să facem astfel de lucruri? Așa că am dezvoltat un proiect care am vrut să slujim copiii, dar mai întâi implicați să fie și copiii noștri, și am fost provocați, am dat niște fluturașe ce anume să conțină aceste pachete, ce să nu conțină, și am descoperit că ceea ce noi am primit ca și binecuvântare an la rând, slavă Domnului că suntem binecuvântați de Dumnezeu, avem un nivel financiar, vorbind mediu în România, când ne putem permite astfel de lucruri și trebuie să facem. Nu e corect să stăm și să așteptăm să primim de la alții, trebuie să învățăm să dăm. Mai ferice este să dai decât să primești, și evident nu este un principiu din box, ferice mai să dai, nu, ci ferice să dăruiești. Și atunci, împreună cu familie, cu copiii, am provocat fiecare familie să facă 1, 2, 3 pachete pe care să le, după aceea le-am împachetat frumos, le-am inscripționat, sunt pentru băieți, pentru fetițe, preșcolari, școlari, și acesta a fost proiectul pe care l-am făcut. În această perioadă, evident, totul în păstrând și menținând cerințele de igienă și de izolare, și de, am vrut să fim extrem de precauți, să ne asigurăm că atunci când trimitem cuiva un dar să fie curat și să nu avem probleme din punct de vedere al sănătății, dar dacă puțin căutăm moduri creative, cu siguranță că Dumnezeu ne dă gânduri, ne pune pe inimă tot felul de lucrări pe care ușor le putem implementa în bisericile noastre. Și asta face parte din lucrarea bisericii, și mulțumim Domnului pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o fiecăruia și că ne-am putut lua din binecuvântarea noastră și împărți și la cei care au avut nevoie în acea perioadă. Am crezut că la un moment dat am văzut totul, spre finalul clipului am rămas complet uimit să văd o chestie pe care de obicei nu prea o văd în fiecare zi în bisericile din România. Noi tot aici mai spunem din când în când despre situația creștinilor din lume, vorbim în special despre biserica persecutată, ținem la curent cu ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Africa, dar sunt multe, în Asia, în multe locuri. Dar la un moment dat spuneți foarte, foarte clar că v-ați rugat pentru biserica persecutată. Mă întrebam eu, domnule, într-o situație cu o biserică, nu e ușor, da? Cu o biserică cu diverse nevoi, necesități, cu limitele acestea. Mai mult, să ținem cont că nu avem la dispoziție sute de lucrători. Oamenii au servici, au fiecare nevoile lui, fiecare are nevoile lui. Nu aș spune că aș avea la dispoziție nu știu câte departamente, nu știu câte echipe să facă toate acestea. Deci, până la urmă, fiecare face ce poate. Zic, pe lângă toate aceste preocupări, biserica a avut timp să se gândească și la celelalte biserici sau celelalte comunități de creștini din lume, în special la cele persecutate. De unde această preocupare, Ovidiu? De mai mulți ani, de când am ajuns să cunosc lucrarea în dreptul bisericii persecutate, și în mod special provocarea la a veni și în a ne uni în rugăciune într-o zi internațională de rugăciune pentru biserica persecutată, care este deja stabilită în prima duminică din luna noiembrie,
Oficial, prima duminică din luna noiembrie este Ziua Internațională de Rugăciune pentru Biserica Persecutată. Și în acest context al pandemiei am gândit în felul următor. Din păcate, de foarte multe ori, noi suntem extrem de egoiști în trăirea noastră și în umblarea noastră cu Dumnezeu, în rugăciunile noastre. Uitați-vă, dacă ar fi să ne analizăm rugăciunile, cât de egoiști suntem în rugăciunile noastre. Chiar dacă ne rugăm pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, însă noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o mentalitate a împărăției și să ne gândim dincolo de cercul nostru strâmt, nemuritor și rece, și să fim calzi față de cei din afară, gândindu-ne și în momentul în care am stat ca și biserică și ne-am uitat la statistici, la numărul de creștini care sunt omorâți zilnic, statistic vorbind, de când am început emisiunea aceasta, cel puțin o persoană sau două persoane au murit pentru credință. Atunci ne-am uitat ca unii care noi în biserica noastră am avut nu puține cazuri de COVID. N-am avut ca membru vreo persoană care să fie decedată, dar am avut părinți ai membrilor care au decedat și nu e un lucru ușor. Însă, în general, în toate cazurile pe care le-am avut în biserică, vreo două, trei au fost puțin mai grave. Celelalte, mulțumim Domnului că au fost realități și experiențe destul de ușoare. Și am pus în balanță, noi suferim în trup, în anumite cazuri, având febră sau, eu știu, poate durere, dar e o suferință mult mai mică în contrast cu alții care sunt decapitați, care sunt arși pe rug, care plătesc un preț foarte mare pentru credința lor. Noi nu suntem persecutați astăzi pentru credința noastră, cel puțin nu într-un mod vizibil. Evident că sunt restricții din parte în dreptul credincioșilor la locuri de muncă uneori, dar în mare am trecut prin suferință. Dumnezeu ne-a scos din comunism, ne-a scos dintr-o perioadă de persecuție și acum avem libertate. Dar ce facem cu libertatea asta? Că nu e suficient să spunem, acum suntem liberi, ce bine, mergem în concediu. Dincolo de faptul că avem nevoie de odihnă în trup, nu putem să lăsăm gardă jos ca și biserică și să spunem, acum noi suntem bine, slavă Domnului. Autorul epistolei către evrei spune, aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri ca unii care și voi ați fost. Și uitați-vă la lanțurile lor, așa că având și Ziua Internațională de Rugăciune pentru Biserica Persecutată, am hotărât ca toată luna noiembrie să o dedicăm în mod special rugăciunii pentru Biserica Persecutată și am avut, sunt pe persecution.org, pe opendoors.org, sunt lucrări de tip ONG-uri care sunt dedicate analizei persecuției. Am avut o listă de primele 50 de țări și în fiecare duminică ne-am rugat pentru vreo 6 țări ca să acoperim cât mai multe țări și să ne rugăm pe nume pentru țări. Am pus pe pereții bisericii steagul acelor țări și vizual să vedem și să ne rugăm și să mijlocim pentru acele țări. Slavă Domnului! Mare lucrare este să ne aducem aminte și de cei care trec prin asemenea experiențe. Oricât de mare ar fi necazul nostru, cu siguranță este cineva, un urmaș al lui Hristos care trece prin încercări mai mari ca ale noastre, așa că să nu ne uităm numai la cei care sunt mai bine decât noi, mai binecuvântați decât noi, să ne uităm și la cei care sunt mai chinuiți, mai oprimați, mai persecutați în lumea aceasta. Ovidiu, ne apropiem de încheiere și vreau să încheiem în spiritul acela, să spunem, plin de nădejde și încurajare. Indiferent de ce se întâmplă, trebuie să nu uităm că până la urmă Dumnezeu este în control și El conduce universul acesta, inclusiv pandemia aceasta este în mâinile Lui și El știe când se va termina și Dumnezeu ne va da puterea și îndrăzneala aceasta de a merge mai departe. Dar plecând așa ca o
Ca o concluzie, făcând un rezumat, și am văzut asta inclusiv în clipul vostru și mi-a plăcut nespus de mult cum se încheie, spuneți așa că la sfârșit, indiferent de tot ce s-a întâmplat, de tot ce alte lecții a mai trecut biserica, tare frumos ar fi să știm că pe lângă alta învățați să fi citit cuvântul mai mult, să ne fi rugat mai mult, să-L fi mărturisit pe Domnul mai mult și mai mult să ne iubim unii pe alții, ce spui tu acolo, cum ne-a iubit El. Ce părere ai? Cum vezi tu încheierea aceasta? Mai ales că, până la urmă, cred că ăsta este, să spunem, mesajul central al cuvântului lui Dumnezeu până la urmă, romelor. Cam asta trebuie să ne fie viața de zi cu zi. Nici pe celelalte n-ar trebui să le lăsăm nefăcute, da, activitatea aceasta de ajutorare, de implicare, de, știu eu, multe lucruri, dar cuvântul, rugăciunea, părtășia, mărturisirea trebuie să fie preocuparea noastră. Așa e, Dumnezeu a îngăduit să trecem prin focul încercării. Focul poate avea două roluri. Focul poate să distrugă, focul poate să curățească. Lemnul este distrus de foc, aurul este curățit de foc. Așa că, în ultimă instanță, întrebarea se pune în urma acestei încercări de foc, ce a venit peste întreaga lume, ce a venit peste biserică, ce anume a produs această pandemie? Suntem mai curați în urma acestei pandemii? Suntem mai dornici de părtășie unii cu alții? Suntem mai la zi cu citirea Scripturii? Că până acum spuneam tot timpul că vai, am rămas în programul de citire al Scripturii în urmă pentru că am fost foarte ocupați. Acum am stat acasă, am putut să citim mai mult cuvântul. Așa că această provocare este în dreptul nostru, în dreptul celor patru aspecte ce țin de ucenicie, respectiv cuvânt, rugăciune, părtășie și evangelizare. Este bara, în toate cursurile de ucenicie avem pe bara verticală, Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt și noi răspundem prin rugăciune și pe bara orizontală a crucii ucenicului, că avem studiile navigatorii sau master life sau alte cursuri de ucenicie, este același concept. Pe baza orizontală avem relația cu semenii, respectiv părtășie și evangelizare. Cu cei care sunt copii al lui Dumnezeu avem o relație de părtășie, cu ceilalți o relație de mărturisire. Așa că, pentru că am vrut să punem ca și biserica accent pe aceste patru capitole de ucenicie, provocarea a fost, în urma pandemiei, ne rugăm Domnului ca în cuvânt, rugăciune, împărtășie și mărturisire să crește mai mult spre slava lui Dumnezeu. Domnul, să facem și pandemia aceasta continuă, așa că dacă cumva am ratat aceste oportunități de a citi, de a ne fi rugat mai mult, de a sta împărtășie unii cu alții și, bineînțeles, de a mărturisi pe Domnul Hristos celor pe care nu-L cunosc, să o facem de acum încolo, pentru că încă mai e timp, încă mai e har. Ovidiu, dacă la final ai un verset, o încurajare, știu că în biserică aveți un verset foarte frumos acolo afișat, dacă ai un cuvânt așa de final, de un cuvânt din inimă de păstor pentru cei care ne urmăresc, acum e timpul să-l rostești și apoi vom încheia cu nădejdea că Dumnezeu va lucra în continuare și ne va trece de încercarea aceasta. Da, cuvântul, mesajul pe care îl avem pentru anul acesta ca și biserică este cel din Ioan 15 cu 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cel de anul trecut de la care am pornit a fost din Ieremia, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ei, așa cum spuneam atunci și la început, știe și motorul de căutare Google din contul meu, dacă eu îl caut pe Domnul. Că sunt lucruri evidente, analizând algoritmii de căutare în ce mă privesc. În ce privește dragostea de semeni, știu cei mai mici copii
dacă iubim sau nu. Mă uit în biserică la copiii mici care imediat se duc la persoanele care, față de care simt iubire. Da, și unul oarecare interes. Copilul se duce la cutare că știe că primește o bomboană sau că nu primește o bomboană, dar simte, dincolo de bomboană, simte și dragoste. Simte sau nu simte? Ei, și cei din jurul nostru simt dacă iubim cu adevărat sau dragostea este cu prefăcătorie. Când ne spune Scriptura, dragostea să vă fie fără prefăcătorie, să fie curată. Așa că provocarea pe care vrem să avem ca și biserică, împreună cu fratele Nisim Ladin și împreună cu Biserica Baptistă Dragostea din Arad, este aceasta pentru anul acesta. Să ne iubim autentic unii pe alții, cum ne-a iubit Hristos. Amin, așa să ne ajute și pe noi și pe toți cei care ne-au urmărit în seara aceasta să facem, să ne dăm silința, ca să citesc tot așa din Sfânta Scriptură, ca fiecare să iubim pe aproapele nostru, pe prietenul nostru, pe fratele nostru, așa cum ne-a iubit Domnul Hristos. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o încântare să stau cu tine de vorbă. A fost prima emisiune pe care o facem împreună. Rămân cu o invitație deschisă către tine și către, de asemenea, către fratele Onisim Ladin. Noi am mai preluat din conținutul Bisericii Dragostea chiar anul trecut în pandemie și a fost un conținut extraordinar. Sper să ne și revedem față către față la Arad sau la București, în studiul nostru. Până atunci, noi de aici vă transmitem multe salutări Bisericii Dragostea și, de asemenea, mult succes în activitatea ta educațională. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te țină pe baricade la dispoziția Lui. La fel, vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit și de data aceasta în casele dumneavoastră. De aici, de la București, vă salutăm și vă spunem la revedere!